Mă numesc Ana Maria Ursu, am 33 de ani, în prezent sunt coordonatoarea proiectului Diaspora Invest în cadrul Agenției de Investiții. Am revenit în Moldova din Canada în luna mai, plecarea nu a fost niciodată definitivă. Am lăsat o ușă deschisă de revenire acasă și ultimă, peste 5 ani, sunt aici. Am acceptat să fiu parte a acestui proiect pentru că vreau, prin exemplu propriu, să fiu persoana care să convingă cei din diaspora să revină acasă. Programul de revenire temporară a diasporii calificate acasă este un program util. Avem nevoie de specialiști în diferite domenii importante pentru Moldova, anume pentru a atinge vectorul european. Este necesar să aducem oameni noi, cu idei noi, inovatoare. Autoritățile de stat, cât și autoritățile locale trebuie să pregătească un teren de revenire a diasporii calificate acasă prin diferite programe de atragere inovatoare, prin oferirea stagiilor plătite, să le demonstreze celor din diasporă că sunt deschiși spre colaborare și îi așteaptă acasă. Apreciez faptul că Agenția de Investiții a devenit mult mai atractivă din punct de vedere profesional. Este o echipă nouă, profesionistă, care încearcă să schimbe lucrurile spre bine. Asta ne demonstrează că dacă se dorește cu adevărat, atunci schimbările sunt posibile și rezultatele se observă. Dragi colegi din administrația publică, nu ezitați să colaborați cu membrii din diaspora calificați pentru a dezvolta împreună o Moldovă prosperă și europeană. Dar pentru aceasta trebuie să depuneți și să depunem eforturi comune de a atrage diaspora acasă pentru că este motorul pentru schimbare.